sunt aproape unul din 9 pacienți din România confirmați cu COVID-19. Nici o problemă și eu îmi doresc același lucru să o ascultăm pe doamna. Mulțumesc. Vă rog, doamna doctor. E adevărat că situația trebuie privită cu mare atenție și cu mare responsabilitate. Purtarea echipamentului de protecție devine obligatorie pentru orice angajat din sistemul sanitar, indiferent dacă lucrează într-o secție a unui spital destinat pentru îngrijirea pacienților COVID sau orice altă unitate sanitară. Este extrem de important să protejăm personalul medical, pentru că fără el, sistemul de sănătate românesc se prăbușește, exact. Și nu ne putem permite așa ceva. Pacienții au nevoie de noi. Vin tot felul de vești, doamna doctor, și de aceea am vrut să fim în legătură directă astăzi pentru a lămuri și unele dintre informațiile care, poate cine știe, sunt așa mai de almanah, neavând valoare științifică, dar pe care știți că lumea avidă acum de informație, mai ales de informație pozitive, uneori le prizează cu mult entuziasm. De pildă, citesc această știre pe niște surse destul de credibile, surse internaționale credibile, și anume că s-ar putea întoarce în clipa de față medicina către bătrânul vaccin antituberculoză pentru a-l putea utiliza în această luptă. Adevărat sau fals? Este în discuție utilizarea unei forme a BCG-ului, a vaccinului pe care noi îl folosim astăzi în România pentru vaccinarea copiilor care nu sunt infectați cu Mycobacterium tuberculosis. Această formă de vaccin este în testare în faza a treia, începând de anul trecut, din luna octombrie, fiind prezentat la Congresul Mondial de Tuberculoză din India. Și în momentul în care s-a început testarea pe grupe de vârste și s-a propus retestarea categoriilor de persoane care nu sunt infectate, dar sunt adulți. În acest moment, menționez, se testează doar copiii. Acest vaccin se asigură o imunitate nespecifică, însă poate, prin mecanisme care nu sunt extrem de bine definite, să crească apărarea locală a plămânului și astfel formele de infecție cu coronavirus să fie mai puțin agresive. Pentru că acolo, spuneți, e cea mai mare vulnerabilitate a organismului uman în această luptă inegală, nu, cu virusul. Din datele care sunt acum prezentate, afectarea pulmonară este nu doar foarte severă, dar necesită asistență în terapie intensivă și poate pune probleme serioase de evoluția cazului. Indiferent de vârstă, indiferent de starea generală de sănătate, acolo e o vulnerabilitate? Nu aș spune cu atât de mare rigoarea asta. Într-adevăr, cazurile care au afecțiuni asociate sunt mai predispuse să facă forme severe de afectare, dar din ce date avem, și tinerii, persoanele peste 40 de ani, sunt predispuse la forme agresive. În procent mai mic, e adevărat. Există această, mă rog, să zicem, există folclorul ăsta, și anume că virusul se fixează undeva aici, în spatele omușorului, așa e, adevărat? Nu? Virusul nu stă undeva să se fixeze. De-aia zic, așa e folclorul. Au fost o felul de filmulețe și am primit și eu mesaje de la mai mulți pacienți și cunoscuți despre faptul că s-ar fixa în sinusuri, că s-ar fixa în diverse zone. Virusul, în momentul în care ajunge în contact cu mucoasa, el pătrunde în vasele de sânge și se fixează pe celulele care intervin în apărare. Practic, el are nevoie de o celulă pentru a replica, pentru că altfel nu trăiește. Deci nu va sta să aștepte într-un anumit loc în organism. El își face treaba pe care noi nu ne dorim să o facă. Asta e limpede. Și atunci înseamnă că nu sunt valabile nici soluțiile acelea legate de consumul de apă, eventual chiar în exces. Apa hidratează. E bine să fim hidratați. E bine să păstrăm un echilibru legat de consumul de vitamine. Niciun dezechilibru nu este bun nici în pozitiv, nici în negativ. Adică și vitaminele sunt bune, dar nu exagerat de multe.
nici apa nu exagerat de multă nu este bună, dar în cantitate normală, fiziologică, este obligatoriu să o folosim. Pentru că se spunea că acel consum, poate chiar un pic în exces de apă, îți dă o șansă, și anume să-l, o traduc tot așa foarte neștiințific, să-l arunci în stomac în loc să o ia pe căile respiratorii și să ajungă în cele din urmă în plămân. El nu stă. Și atunci haideți să trecem un pic mai departe și să auzim ce spun autoritățile. Vă rugăm să vă spălați pe mâini și să nu vă atingeți mâna cu fața, mai ales ochii, nasul. Deci, dacă ajunge la nivelul ochiului virusul, înseamnă că va pătrunde prin mucoasa și prin... prin canalul lacrimal, prin... prin conjunctivă, care are vase foarte fine, pe care noi nu le vedem decât atunci când suntem foarte obosiți și când ochii se devin injectați și ne dor. Dar altfel, el va căuta, virusul va căuta orice poartă de intrare pentru că are nevoie de o celulă din corpul uman pentru a se replica. Deci nu neapărat căile respiratorii sunt poarta lui de intrare. Este principala poartă de intrare. Dar nu doar ele. Dacă nu spuneți că inclusiv ochiul poate să fie la un de moment dat. De aceea ni se spune să nu ne atingem fața cu mâna. Ochiul, nasul. Spuneați că plămânii cumva sunt cei pe care trebuie să-i protejăm în final, inclusiv în timpul terapiei? Adică tot către ei trebuie să mergem cu tratamentul? Tratamentul vizează, în primul rând, în prima etapă, așa cum este precizat acum în ghidul de tratament, simptomatologia. Ulterior, sunt tratamente specifice, antivirale, în scheme variate, în funcție de ceea ce prezintă pacientul, toleranța pacientului. Dar dacă vorbim de funcție respiratorie, este obligatoriu să menținem funcția respiratorie. Dacă nu se poate fără aparate, doar cu oxigen, chiar și cu ajutorul aparatelor, până în momentul în care medicația ajunge să-și facă treaba, să reducă cantitatea de virus, astfel încât inflamația să scadă. Practic, ne luptăm cu capacitatea virusului de a agresa organismul și prin metode medicale încercăm să găsim toate modalitățile de a ajuta organismul să depășească acel moment. Sunt evoluții foarte rapide, sunt evoluții foarte... Am văzut pacienți care au ajuns în stare, să zicem, gravă pe 20 și pe 22 martie erau deja declarați decedați. Sigur, cu factori multipli de risc, cu comorbidități. E adevărat, evoluția este severă și rapidă. Este o luptă pentru viață, ceea ce fac medicii în terapie intensivă pentru acești pacienți. Sunt adevărate acele fotografii pe care le-am văzut cu plămânul unui pacient care arată mai rău decât al unui fumător după, nu știu, 40 de ani de... Plămânul unui fumător nu-l vedem neapărat așa la radiografie. Plămânul unui fumător se vede mai mult la examen CT. Fumătorul practic își stinge fiecare țigară pe plămâni și plămânul nu mai poate să respire pentru că pur și simplu se arde, are niște bule mari de enfizem care nu mai permit funcția respiratorie să desfășoare normal, pe când în această situație acei seculeți cu aer se umplu cu lichid și practic este blocat plămânul, oxigenul nu mai poate să ajungă în alveole și nu mai ajunge în sânge. Și suportul artificial al respirației asistate nu mai e nici el suficient, nu? Se încearcă și este obligatoriu să beneficieze un pacient de suport ventilator, pentru că ventilația mecanică presupune o concentrație crescută de oxigen cu o anumită presiune. Practic, forțăm plămânul să respire cu minimum de alveole care au mai rămas. Și asta trebuie făcut până în momentul în care, v-am spus, tratamentul reușește să ducă concentrația de virus și inflamația o scade în consecință. Cum e pregătit spitalul noastră, doamna doctor Mahler, pentru ceea ce ar putea să urmeze, și anume un număr mai mare de cazuri grave? În prezent n-aveți acolo, pentru că ele sunt tratate... Nu avem COVID. Exact. Suntem în pregătiri. E adevărat că mi-aș fi dorit aceste lucruri
Alo? Da, vă auzim. Da, aceste lucruri mi-aș fi dorit să se întâmple într-o viteză puțin mai mare, pentru că lucrurile trebuie să ne mobilizeze. La pregătiri, dar nu depind întotdeauna pregătirile de mine ca manager. În acest moment aștept finanțarea de la Ministerul Sănătății, urmată după ce obțin finanțarea să termin ultimele achiziții, care înseamnă dotarea secției de terapie intensivă, care va fi destinată acestor pacienți, și dotarea care finalizează funcționarea laboratorului pentru detectarea COVID-ului, infecției cu coronavirus. Eu sper ca aceste lucruri să se întâmple cât mai repede, așteptăm în fiecare zi finanțarea, pentru că achiziția va fi directă și oarecum aici lucrurile se vor derula rapid, dar din păcate birocrația care ne așteptam să se reducă, s-a redus doar în ultima parte, adică la partea de achiziții. Și asta a îngreunat foarte mult tot ceea ce trebuie să facă un spital pentru a se pregăti. E foarte important ce spune și poate.